În anul următor, 1941, pe ziua de 18 ianuarie, generalul Antonescu se urcă pe neașteptat în avion și plecă, după o scurtă preparativă diplomatică de urgență, la Berlin, să-l vadă pe Hitler. Îndată după plecarea și apoi după întoarcerea sa, începu în țară o activitate legionară foarte febrilă și spectaculoasă în universități, în marile centre din provincie, capii legionari se deplasau peste tot și țineau discursuri bombastice și incoerente, din care nu lipsea însă o idee foarte clară, subliniată de mai multe ori. Credința și atașamentul legiunii față de Marele Reich, de Führerul Adolf Hitler, de care legiunea își lega soarta ce-i spusese generalul lui Hitler și cum îi primise acesta spusele. Mulți ani mai târziu, cei care îl însoțiseră pe Antonescu în această călătorie și când nimic nu-i mai legat de secretul ei, povestiră fie că luaseră parte la eveniment, fie că generalul însuși îl relatase, că dictatorul german îl primise pe Antonescu răcnind, cum făcea aproape totdeauna cu aliații pe care nu-i iubea și pe care voia în felul acesta să-i intimideze și să-i domine înainte ca ei să deschidă gura. Căci el știa că nimeni nu venea la el să ofere, ci să ceară ceva, fie o slăbire a puterii sale asupra lor, fie alungarea unui dușman care câștigase mai mult teren pe lângă el, fiurărul atotputernic. Numai că generalul nu era doctorul Haha, -ha, nenorocitul președinte al Republicii Cehoslovace, care, cu un an în urmă, în martie 1939, de la Hitler nu se întorsese decât după ce semnase actul de deces al țării sale. Istoricul povestește că ceruse să-l vadă pe Hitler, ca să discute cu el chestiunea represiunii trădătorului cu rang de monsenior, Tiso. Bătrânul Haha -ha vroia să aibă din partea fiurărului acordul generos să ducă această represiune până la capăt. În loc de aceasta, dictatorul îi vorbi aspru, copleșindu-l cu reproșuri și amenințări că armata sa era pregătită să se arunce asupra micii sale țări și luft vafe, gata să facă din praga un rug de flăcări. Haha, ha, care era un om în amurgul vieții și nu mai avea mult desperat de la ea, sau ar fi trebuit să nu mai aibă, fiindcă fusese până atunci în țara lui, înainte de a ajunge președinte, membru respectat al curții supreme. Părăsi orice atitudine demnă și se umili atât de tare, încât tuturor celor de față nu le venea să-și creadă urechilor. Fondatorii Republicii Cehoslovace, Beneș și Masaric, spuse el, împreună cu guvernarea lor, i-au inspirat întotdeauna o astfel de aversiune, că, îndată după schimbarea de regim, adică după München, el s-a întrebat dacă folosește la ceva ca Cehoslovacia să fie un stat independent ce sperase înjosindu-se astfel. Guvernul lui, continuase el coborând ultimele trepte ale nemerniciei, încearcă prin toate mijloacele să-i reducă la tăcere pe partizanii lui Beneș și Mazaric. Perfect! exclamase Hitler, întrerupându-l brutal, și îl dăduse pe mâna lui Göring și Ribbentrop, care îl închiseseră într-o daie, și acolo îl somaseră să semneze o declarație care fusese pregătită dinainte și în care se spunea în esență și în mod cinic chiar ceea ce tocmai declarase el însuși, ha-ha, mai înainte, că adică nu folosea la nimic ca țara sa să mai existe. Tot ce mai rămânea din ea era o autonomie etnică conform caracterului ei propriu adică doar faptul că mai erau numiți cehi și nu țigani sau altă denumire. Ha-ha, înțelesese în sfârșit, în ce nimerise și refuzase să semneze. Îl înghesuiseră, se luaseră după el în jurul mesei cu stiloul în mână. Bătrânul fugea, uitându-se cu groază înapoi la documentele de pe masă și la cei doi care nu-l slăbeau. Asemeni unor bandiți care, Știau că Prada nu le poate scăpa. Ei îi spuneau că nu fiurărul îl chemase acolo, nici ei doi, și că venise singur la cererea lui. Opinia internațională nu s-ar fi alarmat prin urmare dacă ar fi auzit a doua zi că președintele Haha -ha a suferit un atac de cord și a murit. Haha -ha chiar a avut acest atac, dar doctorul fusese și el prevăzut îl reanimă cu o puternică injecție și se trezi între chipurile celor doi pirați ai granițelor care îi vârau iar stiloul sub nas să semneze. Semnase. După spusele uneia dintre secretarele sale, povestește istoricul, Führerul, după ce semnase și el documentul, se precipită în biroul său, luă în brațe toate femeile care erau de față și strigă Copii, e cea mai frumoasă zi din viața mea. Numele meu va rămâne în istorie. Voi fi considerat drept cel mai mare german care a trăit vreodată. A doua zi, trupele Reichului, fără să tragă un glonț, ștergeau țara doctorului Haha -ha de pe hartă. Generalul Antonescu nu fu însă dat pe mâna celor doi. El ridică din primele clipe glasul și începu și el să strige la individul care se agita ca o paiață de la un capăt la altul al imensei săli a cancelariei Raichului. Cei de față se uitau cu înfățișări scofulcite de atâta scepticism la acest general roșcat, care se vedea după înfățișarea lui nu era mai puțin smintit decât celălalt, cu deosebirea că cel din urmă ar fi putut da imediat un ordin și ar fi putut rezerva aceea soartă ca nefericitului Haha. -ha. Așa și credeau că o să se întâmple. Era însă acest militar care își lua chip de efigie, unis după care să fi fugit în jurul mesei și care, în cele din urmă, el și țara lui să sucombe dispărând de pe suprafața Europei? Deodată Hitler... Încetă să mai strige și se opri. Se opri în secunda următoare și Antonescu. Ce este, domnule general? zise Hitler cu o voce joasă și spartă, amenințătoare, dar liniștită. Ce se întâmplă în România? Toată furia sa, adevărată, dar și simulată, se stinsese ca și când n-ar fi fost și acum generalul avea în fața sa un om căzut într-o tăcere bănuitoare și încărcată de primejdii, mult mai greu de înfruntat decât răgnetele de dinainte. Domnule Hitler, început generalul, cu vocea sa sigură, plină de încredere în sine. Persoana mea nu contează, ci numai destinul națiunilor noastre, care cere ca legionarii să părăsească treptat în România puterea pe care nu sunt pregătiți să o exercite și această putere să rămână în aceste vremuri în care pacea nu e încă încheiată și armele n-au tăcut, armatei române, care se bucură de încrederea națiunii, indiferent dacă eu sunt sau nu în fruntea ei. Avem nevoie de liniște și securitate, în această parte a Europei, în România, ca și în Marele Rai. Relog generalul, după ce interpretul se opri terminând de tradus. Și nu e nevoie decât să ne uităm pe hartă ca să înțelegem de ce. Vrea domnul Hitler să ignore pericolele care ar surveni în urma unor grave tulburări pe care guvernarea legionară n-ar întârzia. Să le provoace necontenit în țară? Crimele lor sunt o dovadă, și aceste crime. Hitler, în picioare, în spatele biroului, asculta, căzut într-un mutism total, cu meșa de păr deplasată de la locul unde era văzut în toate ziarele și jurnalele cinematografice, cu chipul posomorât, fără rază de lumină, care de altfel nu apărea niciodată pe chipul lui nici când privirile îi luceau de o încredere fanatică în sine și nici când, prin forța personalității lui demoniace, făcea mulțimile să strice cuprinse de isterie. Interpretul continua să traducă impecabil cuvintele dure ale acestui general, cu voință extremă, gata să moară, dar nu să renunțe la convingerile sale, care erau expresii ale unor realități neîndoielnice de acolo din țara sa. Hotărât gândea marele tartor furios și stăpânit, ăsta nu era doctorul Haha -ha să alerge Göring și Ribbentrop după el în jurul mesei. E drept că nici granițele României nu erau aici în inima Reichului, cum au fost cele ale acelor parveniți de cehi. Dar o lovitură în stomac tot au primit prin dictatul său din august de la Viena. Ungurii au dorit asta. Pur și simplu le-a făcut pe plac. Deși lui, această sfârtecare între vecini nici măcar nu i-a făcut cine știe ce plăcere. Plăcere mare ar fi simțit dacă trupele sale ar fi efectuat el această sfârtecare în folosul Reichului. Poate că ar fi trebuit ocupat această țară cu petrolul și grânele ei. Desigur, mai târziu, de ce nu? Dacă se va ivi cea mai mică necesitate și vor fi înlăturate pericolele unei intervenții ruse. Hm, vom vedea. Acest general gata la orice de pildă era el credincios Marelui Reich și lui, lui personal, după dictatul de la Viena? Nu ascundea el ranchiuna și trădarea. Îl privi pe subsprâncene cu un rictus pe care mustața îl ascundea, dar care îi întuneca cumplit chipul și îl izbi sinceritatea pe care înfățișarea acestuia o exprima. Mare actor? Nu, mare actor era el, Hitler. Numai el știa să monteze și să joace în așa fel o comedie încât omenirea să-l creadă că a fost și este animat de cele mai bune intenții, chiar și atunci când, în văzul tuturor, a călcat în picioare toate tratatele. Râsese până la lacrimi într-o zi când îi se pregătise drept cadou lui Ribbentrop de ziua lui sau ceva în genul ăsta o cutie cu toate tratatele pe care le semnaseră și se constatase că aproape 90% dintre ele fuseseră călcate. Da, nu se putea înșela, gândea Hitler. Acest general îi era sincer credincios. Nu juca nicio comedie și se bucura și de încrederea poporului său. Își aminti că rapoartele agenților săi secreți din România vorbeau bine despre el. Nici acei mistici naționaliști români, numiți legionari, căruia lui Hitler nu-i plăceau deloc. Erau prea mistici și prea naționaliști. Nici aceia nu se plângeau de șeful statului care îi adusese la putere. El îi adusese. Dacă acum dorea îndepărtarea lor, înseamnă că avea de ce. Făcu un gest și intimidat, Interpretul opri relatarea pătimașă și rege a crimelor legionarilor, în care generalul se angajase și care pe Hitler nu-l interesau. Nu pot accepta, domnule general, zise el cu aceeași voce coborâtă și parcă spartă, decât în caz extrem ca legionarii să fie goniți de la putere. Încercați, dacă e posibil, să colaborați. Ei aduc în conștiința românească încrederea și credința fără rezerve în mișcarea național-socialistă, pe care nici armata dumneavoastră și nici poporul care o urmează nu le pot aduce în măsură suficientă ca să cimenteze prietenia și alianța dintre popoarele noastre evitați tulburările. Sunteți conștient de pericolele care ar surveni. Și Hitler ridică fruntea dominator. N-avea decât să studieze mai târziu acest general spusele sale. După minuta care va fi înmânată, dacă e greu de cap, și n-a înțeles care era fondul răspunsului său. Fiindcă, într-adevăr, generalul cu toată siguranța sa de sine rămăsese îndârjit în fața dictatorului. Nu înțelesese clar. Cerui interpretului să îi se repete. Dar Hitler se apropiase, îi întinse mâna, i-o strânsese și ieșise grăbit din imensa încăpere în de intimii săi, conducători ai partidului și șefi ai Wehrmachtului. Întrevederea cu toate urmările care aveau să decurgă din ea și pentru general, și pentru noi, și mai ales pentru Hitler însuși, patru ani mai târziu, se încheiase. Niciun protocol special de despărțire nu urmă, afară de faptul că musafirul fu reținut de Hitler la dejun. Generalul primi textul dactilografiat al schimbului de cuvinte care avusese loc. În afară de răgnetele de la început ale fiurărului, și care, recitit atent, dădea, nu însă fără un avertisment, mână liberă generalului. Da, în caz extrem îi putea goni, dar nu trebuia să uite că oricând Hitler îi putea aduce înapoi și da jos pe el, pe general, fiindcă legionarii aduceau credința fără rezerve. E etc., etc., etc. Cum putea, deci, să-i gonească pe legionari? Se întrebă generalul în avionul care îl aducea a doua zi înapoi, numai în caz extrem și fără turburări. Hmm. Cum s-ar putea întâmpla acest lucru? Se vor opune. Conducătorul lui imediat cunoștință de activitatea febrilă a legionarilor, de întrunirile lor, al căror sens nu-i scăpa, de descinderile lor în lojile masonice de unde pretindeau că vor da la iveală lucruri senzaționale. Era un avertisment pentru el, pentru general, care se sugera era sfătuit și influențat de miniștrii membrii ai masoneriei s-a dus la Hitler ei și ce a putut obține dacă ei vor divulga ceea ce știu nimeni nu l-va mai putea salva cu vârfurile germane aveau și ei legături dar chiar în noaptea care urmă se petrecu pe străzile capitalei unul din acele fapte care sunt parcă un semnal bizar dat din adâncurile secrete ale întâmplării protagoniștilor Aflați în conflict. Un grec ucise cu un foc de revolver un major german care se plimba liniștit, crezându-se în această țară în deplină siguranță. Ce era cu acest grec? Hm, parcă se poate ști ce e cu un grec. Acești urmași ai lui Ahile și Agamemnon țin mereu să ne arate că nu sunt niște simpli urmași a căror gândire îndrăsneață a slăbit prin secole cu ceva. Sunt aceiași. Când i se aduse la cunoștință actul acestui grec ciudat, generalul scoase un adânc suspin. Iată mâna soartei. Cine era vinovat de acest asasinat? De faptul că el să fi săvârșit în plină stradă. Ministrul de interne, generalul Petrovicescu, bineînțeles, și mai cine? Șeful siguranței Ghica, directorul general al polițiilor, Maimuca, prefectul poliției capitalei, Mironovici. Și îi destitui imediat pe toți și astfel toată agitația legionarilor în fața acestui act grav păli. Lovitura fusese bine dată. Cine pierde internele poliția și siguranța și nu are nici armata de partea sa, poate să spună adio puterii. Firește, poate nu era o ruptură. Se va vedea dacă generalul, în fața reacției lor energice a legionarilor, avea să revină asupra hotărârii sale sau, în orice caz, să numească în locul celor destituiți tot legionari și scoaseră în stradă manifestanți care în după-amiaza zilei de 20 ianuarie, strigară lozinci în fața Universității, a Palatului Regal și a Ambasadei Germane, cerând ca demișii să fie puși în funcțiile lor. Și jos masonii, unii nu știau ce sunt ăștia și strigau jos nasonii, jos jidovitul Rioșanu și vrem guvern legionar. Această lozincă indica ceva nou. Guvern legionar total. În orice caz, fără indiviz ca acel rioșanu, care de acolo de la interne unde se cocoțase, pusese la adăpost mulți dușmani ai legiunii, ferindu-i astfel de răzbunarea legionară. În plus, acest jidovit își permitea el însuși să se declare pe față dușman al mișcării. Pe la orele 9 seara, câteva mii de manifestanți, venind dinspre bulevardul Lascăr Catarciu și conduși de șefi care se expuneau cu îndrăzneală, intrară în piața Victoriei și strigară aceleași lozinci în fața președinției Consiliului de Ministri. Se cerea de asemenea îndepărtarea unor membri din guvern, precum și a unor înalți funcționari ai statului, care erau acuzați că fac parte din masonerie sau sunt protectori acesteia și ai evreilor. Liniștit și tăcut, generalul privea totul prin fereastră. Îi văzu în cele din urmă pe toți, ridicând mâinile și ovaționând. Colonelul Elefterescu pătrunse în cabinet și raportă că la Timișoara, Caracal, Târnava Mare și Târnava Mică, Craiova și Iași sunt atacate chesturile de poliție, prefecturile și telefoanele și ocupate prin forță. Și ăștia ce strigă acum? Întrebă generalul, mulțumit parcă de știrile rele care îi se raportaseră. În momentul de față, vă aclamă pe dumneavoastră și pe Horia Sima. Hm, făcut generalul nemulțumit. Și cine e în fruntea lor? Viorel Trifa și Dumitru Grozea. Dumitru Grozea? Hm, comunistul ăla, asasinul de la Jilava? Generalul nu era deloc satisfăcut. Ca și când acel Grozea era chiar comunist și auzi să te aclame un comunist și un asasin. În curând manifestații se retraseră pașnic. Generalul rămase la președinția Consiliului până noaptea târziu, ținând sub stare de alarmă toate marile unități militare de uscat, aer și marină, dându-le însă ordine să se abțină de la orice inițiativă, chiar dacă, așa cum se întâmplase în provincie, chesturile, prefecturile și telefoanele erau atacate și ocupate. Nici o clipă însă nu se gândi să satisfacă cererile manifestanților adică ale vârfurilor legionare, să revină asupra demiterilor pe care le operase și să mai dea și afară pe oamenii săi de încredere acuzații de a fi masoni sau și doviți și să pună în locul lor partizandei lui Horiasima. Din potrivă, chemă la el pe noi titulari, îi instrui, le dădu ordine ca a doua zi dimineața să se prezinte la datorie și să-și ia posturile în primire. Erau toți militari, generali cu tâmple cărunte, cărora le cunoștea aptitudinile și credința. Nu se înverziseră ca stupidul general Petrovicescu. Un tâmpit mai mare ca ăsta nu îi fusese dat să vadă în viața lui plină de peripeții, afară poate de generalul Angelescu. Da, parcă și el avea măcar darul de a-și ascunde incapacitatea ăsta nici măcar la atâta nu se pricepea. A doua zi, 21 ianuarie, generalul Mitrea porni într-o mașină militară spre prefectura poliției să-și ia postul în primire. Prefectul însă, Radu Mironovici, refuză să-l predea. Din biroul său, generalul Mitrea, raportă lui Antonescu că prefectul se împotrivește și nu vrea să părăsească prefectura. Conducătorul îl chemă pe prefect la aparat și îl somă să se supună ordinului său. Acesta promise că spre prânz va preda postul. Simultan însă centre vitale ale capitalei erau ocupate. Clădirea radioului, depozitele de benzină comisariatele de poliție, sediile obișnuite și sediul central din strada Romei, cu tot cartierul care cuprindea străzile Londra, Washington, Argentina, până la calea Dorobanți. Din comunele suburbane veneau de asemenea știri proaste. Generalul Antonescu însă nu reacționă, deși de la o oră la alta îi se raportă că din capitală mai rămâneau sub controlul guvernului doar acele clădiri și instituții unde existau gărzi militare bine anarmate, cum erau ministerele, poșta, gările, telefoanele și, firește, cazărmile. Din potrivă, generalul continua să ducă tratative cu prefectul poliției, care promitea mereu că va preda prefectura, însă fără să se grăbească să pună în practică această promisiune încercă să ducă tratative și cu ceilalți șefi legionari. La urma urmei, cu vicepreședintele Consiliului de Ministri, Horia Sima. Ce însemna asta? Se ridicau împotriva lui? Ce se întâmpla? Astfel vorbea el în marea sală de recepție de la președinție, înconjurat de militari și civili, pașnic, demonstrativ, Liniștit, deși pe chipurile celorlalți nu întâlnea răsfrântă această liniștea sa, al cărei substrat nu-l înțelegea nimeni. Militarii îl priveau preocupați cu întrebarea în priviri. De ce nu le dădea ordin să scoată armata? Nu, nu, trebuia vorbit cu ei să părăsească clădirile ocupate, să se retragă, să intre în ordine. Dar toți șefii lor, în frunte cu Horia Sima, își părăsiseră posturile pe care le ocupaseră până atunci prin instituții și ministere și dispăruseră fără urmă. Nu erau de găsit nicăieri. Nu mai era nicio îndoială, rebeliunea era totală și n-avea de gând să dea în mod pașnic înapoi prin discuții și tratative.